Comercianții din România se pregătesc pentru ceea ce spun ei că va fi cea mai mare zi a reducerilor de până acum, în condițiile în care cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est se află în România. Magazinul online care îl gestionează are de vândut acum 3 milioane de produse, de la televizoare, frigidere, telefoane până la mașini, aur, vacanțe sau chiar nașteri la spitale private. Comercianții din România se pregătesc pentru ceea ce spun ei că va fi cea mai mare vinere neagră a reducerilor de până acum, iar cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est se află în România. Magazinul online care îl gestionează are de vândut 3 milioane de produse, de la televizoare, frigidere, telefoane și până la mașini, aur, vacanțe sau nașteri la spitale private. Black Friday va avea loc săptămâna viitoare, iar vânzătorii discută și despre prețuri mai mici cu 90%, ce-i drept la un număr destul de mic de produse. Potrivit unor studii, cele mai căutate vor fi electrocasnicele. Ca să termine livrările până la sfârșitul lunii noiembrie, magazinele online își dezvoltă rețelele cu numeroase puncte de predare-primire. Astfel, clienții își pot ridica rapid produsele comandate în loc să le aștepte acasă. Iar pentru ca serverele să reziste sutelor de mii de accesări pe minut, un comerciant a anunțat că începe să publice primele 20% dintre produsele aflate la reducere încă de vineri dimineața, 9 noiembrie. Este vorba despre cărți, parfumuri, ceasuri, ori jucării, unele reduse cu 70 sau 90%. Restul vor fi publicate vineri dimineața pe 16 noiembrie. Un alt magazin online specializat în vânzarea de aparate de fotografiat și accesorii va participa la Black Friday cu 1500 de produse. Potrivit unui studiu, 50% dintre români vor să cumpere de Black Friday. Aproape 7 din 10 români vor cumpăra de pe telefonul mobil, iar cel mai dorit produs este televizorul. Prima acțiune de tip Black Friday din online-ul românesc a început în anul 2011. Anul acesta, vânzările ar putea depăși 200 de milioane de lei, cu până la 30% mai mari față de anul trecut, estimează specialiștii.